Castaldina, no? Bună ziua, dragi suporteri rapidiști. Suntem pe stadionul Spartak, unde astăzi vom avea privilegiul de a viziona împreună partida Progresul Spartak Rapid București. Începem prin a vă da citire celor două echipe. Echipa gazdă începe cu Ciontoș, Vlad, Alexandrescu, Matei, Șandru, Lixandru, Purice, Petcu, Ohaci, Pacionel, Ion Mihai. Echipa noastră începe cu Mărgărit în poartă, Dragomir, Catrici, Ignat și Florica în linia defensivă, la mijloc Bradu, Ghineț, Dumitrescu și Gogan, în față Despa și Georgescu. Rezervele noastre sunt Micu, Neacșu, Grigore, Ioniță, Culda, Nițu, Avanu, Iordache și Nae. Sperăm să vedem un meci bun făcut de către echipa noastră. Întâlnim o echipă, chiar dacă este formată din jucători la fel de tineri, cel puțin mai experimentată, joacă de 2 ani de zile împreună. Rezultatele ei, după cum le puteți vedea în clasament, sunt mai bune decât ale noastre. Așteptăm de la tinerii noștri o reacție pe măsură. În urma lucrurilor bune care se întâmplă la echipa mare și a faptului că lucrurile se mișcă inclusiv la nivel administrativ, sperăm ca de acum încolo toate echipele clubului să intre pe un făgaș ascendent, să ducă acolo unde ne dorim ca fotbalul Rapidist să ajungă, în vârful ierarhiilor. Și cum drumul către vârf începe de jos, urmează o partidă destul de interesantă pentru băieții noștri, grea în același timp, pentru că Progresul Spartak este o echipă omogenă, o echipă cu o medie de vârstă un pic mai ridicată decât a noastră și să nu uităm că Progresul ne-a învins în cupă, deci putem să spunem că acest meci este și o revanșă pentru băieții noștri. Începem. Da, a avut loc lovitura de începere. Observăm în echipa noastră o schimbare importantă. Mărgărit apără în locul Demenish Harrison, ceea ce poate fi o veste bună pentru tânărul jucător. Da, Mărgărita a cochetat cu lotul primei echipe. E totuși un portar foarte tânăr, are 17 ani, dar este important pentru el să joace, iar cred că Liga a 3-a e un moment și un context bun pentru el. Să vedem cum se va descurca. Da, meciul ăsta chiar este un meci în care poate da măsura valorii pe care o are, ceea ce chiar ne sperăm să se întâmple. Observăm prin absența tradiționalului Stănici din linia noastră de apărare o modificare a desenului tactic pe care antrenorul l-a imprimat astăzi echipei, trecerea de la tradiționalul pentru etapele de început 3-5-2 la o așezare 4-2-3-1, după ce vedem noi aici, sperăm să nu fim contraziși, sau mai ușor se poate transforma oricând în 4-3-3, dar prezența lui Gogan și a lui Bradu în centrul terenului ne face să credem că mergem pe modulul de 4-2-3-1. Acțiune periculoasă a gazdelor, a ieșit bine Mărgărit. Cristi Ignat se încurcă pentru moment, reușim, Luca, ieșim, Florica, ieșim frumos, da. Ieșim frumos. Gogan, Dumitrescu, Gogan, Ignat, Catrici. Combinațiile rapide, undoirile par a fi o metodă bună de a ieși din apărare. Băieții nu încearcă să calmeze jocul. Jucăm aproape, nu
nu trecem peste linie. Acum Catric încearcă, Ghinețe se la primire, nu reușește. Alexandrescu pasează către Ciontoș. Matei. Lui Ignat, nu trebuie să o lase să cadă. Pierde prin planul, acțiune periculoasă. Excelent, excelent Mărgărit. Trebuie să fim atenți, trebuie să ne conectăm la joc și să nu mai permitem adversarului să câștige dueluri. Catric acolo de două ori a pierdut duelul. Ignat face un efort, nu reușește să prindă mingea. Gazdele repun. Alexandru până la Pacionel. Pacionel Purice spre Alexandrescu. Pare că în momentele astea coordonatorul de joc al Progresului e Pacionel. Face presiune Nichi. Reușim să recuperăm. Bradu Dumitrescu. Dumitrescu, șut! Primul șut spre poartă, nu este rău, e bine. Am recuperat foarte bine, i-am ținut acolo. Da, este primul moment în care ne permitem un respiro. Da, echipa Progresului pare a fi mai conectată la meci, de adevăr, și joacă acasă. Terenul e dificil, e greu, e o senzație ciudată la atingere. Iar asta îi forțează pe jucătorii noștri să facă un efort suplimentar. Eu aștept de la jucătorii noștri entuziasmul caracteristic vârstei. Nu văd de ce s-ar campona de altceva. Presiune nu există foarte mare asupra lor. Doar plăcerea de a juca. Plăcerea de a juca, exact. Catric, Ignat, Mărgărit. Degajare lungă către despasare acolo, Nichifor ține de minge bine, pasează pe Dumitrescu, Dumitrescu în adâncime spre Despa. Off! Bacionel s-a descurcat bine. Minge grea și Ion Mihai a pasat către Alexandru. Naut, Dragomir aruncă de la margine către Catric. Ignat, Gogan, foarte Bradu, bine ieșim, foarte bine ieșim. Dumitrescu elegant, Ghineț. Către Ghineț. Hai Ghineț, intră la mici. Dragomir din nou. Primește Ghineț. Ghineț, Bradu, Gogan în adâncime pentru Dragomir. Dumitrescu. Ghineț, Bradu, Dumitrescu, Ghineț, triunghi bun de pasă. Gogan cere în centru, primește Ignat. Ne-am așezat în terenul lor. Din prima, excelent, Bradu. Da, Dragomir alergă spre acest balon, nu, mingea este. Bradu recuperează. Dragomir repune de la margine. Alexandru acum pentru Progresul. Aruncă spre Ion. Excelent, recuperăm. Da. Florică. Ignat. Catric, calmăm din nou. Mijlocașii la primire. Minge către Nechifor, Ghineț vine din spate.
Dumitrescu către Bradu, Bradu prinde portarul Ciontoș. Ne mulțumim jucătorii noștri, dar asta e. A apărut prea simplu acolo acest faul. Vlad execută faultul către Purice. Purice către Ohaci, Ohaci mai departe către Alexandru. Recuperarea lui Ghineț, neatent la pas, Gogan un pic în ședință, să sperăm că este. Lovitură de la 11 metri, da, Ignat dezechilibrat și aici, mingea le-a atins în mână, da. Da, totul a plecat de la cea neatenție lui Gogan, care nu a fost atent la fază, nu a fost informat că are adversar lângă el. Lovitura de la 11 metri va fi executată de către Petcu. Să-l vedem pe Mărgărit. Dansează pe linia de 11 metri. Arbitru se asigură că toți jucătorii respectă regulamentul. Hai, mai Mărgărit. Sperăm să... Hai, Mărgărit. Nu a fost nevoie de Mărgărit, dar... de la 11 metri executat. Dar dansul de pe linia porții a lui Mărgărit, da, l-a hipnotizat. Nu știu, nu vreau să dezvolt subiectul acesta. Dacă aș pronunța cuvântul penibil, nu ar cuprinde în descriere această execuție. Deci rămânem doar la penibil. Decajarea lui Mărgărit, hai băieți, hai băieți că se poate, în echivor, luptă acolo. Recuperează Dumitrescu, Ghineț. Foarte înalți fundașii. Ghineț. Fault. Ghineț exagerează cu dribulurile. Da, la semnalizarea tușierului, arbitru de centru a validat această semnalizare. A părut că a lovit cu cotul, dar... Da, a fost cu palma. Matei execută. Purice, Vlad. Foarte periculoși. Recuperare din nou Petcu. Ohaci către Alexandru. Alexandru 1 contra 1 cu Dragomir. Se poate acolo să nu este. Prea ușor de pășit acolo Dragomir. Le dai pe tot. Domn arbitru, le dai pe tot. Scuze-ne, dar chiar le dai pe toate. Prea simplu. Da. Dar din, și apărarea noastră. Da, din nefericire suntem ezitanți în momentul în care jucătorii Progresului sunt în posesia balonului în suprafața noastră de pedeapsă. Ezităm în a-i ataca, le dăm spații, îi lăsăm practic să judece faza. Din nefericire, din nou un pic de presiune pe noi, sperăm să ieșim bine. Din nou să-l vedem pe Mărgărit. Pacionel e cel care se pregătește să execute. Pacionel, Mărgărit, perfect, fără probleme, aș putea spune. Degajare lungă. Nechifor în... Greu să câștige un duel Nichi acolo, da. Pentru că fundașul central al celor de la Progres este un cap mai înalt ca el. Da. Același pacionel care ne face probleme, Alexandru, hai Bradu,
Alexandru pasă, recuperăm, nu recuperăm, Pacionel din nou, bravo, Bradu, excelent, Bradu, iese din defensivă, da, un pas bun. Opa, galben, de galben, ținere, tragere. Dacă nu, da. Este un cartonaș galben pe care îl vede Alexandrescu, Vlad Alexandrescu. Da, a trebuit să ieșim din propria jumătate pentru că se înmulțiseră ocaziile acolo și pare a fi un pericol constant partea noastră dreaptă. Din păcate s-am fost ezitanți. Lovitură liberă, Ignat se pregătește să execute. Crezi că va trage direct? Da, este posesorul unui șut foarte puternic și sperăm să prindă cadrul porții. Dacă va prinde cadrul porții, va fi pericol. Lasă-te pe aia, Cristi. Nu. Șut peste poartă, nu e nimic. Am văzut câteva goluri spectaculoase reușite de către Cristi Ignat la antrenamente, da. La antrenamente, da. Ciontoș, Matei lângă el. Primește Matei, construcția începe de jos, nu suntem destul de atenți, nu facem pressing-ul necesar. Trebuie să fim atenți la numărul 6, Alexandrescu, pentru că de acolo pleacă toate atacurile lor. Prima, excelent, Catrici. Catrici este supărat pe colegii lui că au lăsat prea ușor să treacă mingea. Alexandru. Stăm foarte sus, foarte sus stăm. Însă pressing-ul nu este atât de incisiv încât să-i determine pe... Matei a încercat să ne surprindă cu o pasă către vârful Ion. A stat bine Luca în teren, da, la această fază. Luca repune. Din nou același Matei care pare a fi stâlpul apărării Progresului. Din nou cade mingea, da, Pacionel, și Pacionel către Alexandru. Alexandru mai departe către Ion. În luptă cu Cristi Ignat se retrage. Ignat scos prea ușor scos din joc. Petcu din nou. Lovitură de colț. Un pic mai atenți, băieți. Haideți un pic mai atenți că am început să jucăm. Crezi că schimbarea de sistem de la o linie de 3 central pare a fi cauza acestui joc foarte liber al nostru? Aveam o linie de 3 fundași formată din jucători foarte puternici. Doi dintre ei încă sunt pe teren. Nu cred că acolo ar fi problema. Nu este Mărgărit, Bradu. Da, avem lovitură. Nu cred că problema ar fi acolo, mai degrabă pe părțile laterale, că întâmpinăm probleme unde culmea avem jucători de meserie, fundași stânga și dreapta. Catrici, Dragomir, iese Ghineț la primire, out. Ghineț are un meci al lui cu posesorul tricolului cu numărul 33, Șandru. Este mai puternic decât Ghineț și îl șicanează tot timpul. L-a urmărit pe tot terenul pe Ghineț. Da, sper să nu. Și Ghineț e destul de bătăios. Bine, Dumitrescu reușește, schimbă partea, urcă Luca. Despa. Primește Bradu. Pasă în adâncime. Bradu are această calitate de a juca simplu din prima vertical. Da, dar să joace spre noi, cel fi și mai important. Trebuie doar să se calibreze cu Nichi. Alexandrescu. Să ne regrupăm, să ne retragem. Pasă în adâncime către Alexandru, Dragomir e prins oarecum în centrul terenului, din nou Alexandru are spațiu, se întoarce, pasă în adâncime către Ion, Petcu. Purice, centrare, Ghineț respinge. Foarte bine a stat acolo Ghineț. Șandru. Matei către Vlad, care urcă în interiorul căreiului, Ignat lasă mingea să cadă, de ce oare, da, scoate Mărgărit cu piciorul. Portarul nostru!
Dumitrescu către Despa Bun. Out pentru noi. Haideți, respirați, băieți, respirați. Ai și ca la handball, m-am gândit la faza asta. Nu, nu, nu înțeleg de ce, de ce apărarea gafează. Deci, nu, prea ușor și... Da, nu au pus foarte mare presiune pe noi, nu au fost faze foarte grele. Noi le-am dat spații, noi le-am dat posibilitatea de a gândi și judeca fazele. Deci... Au pentru noi. Florică aruncă către Nechifor. Despa, hai Despa, pune piciorul. Câștigă Despa balonul cu Alexandrescu, nu te corner. Lovitura de colț este executată de Despa. Ovidiu Burcă le cere jucătorilor să vorbească, mai mult să comunice, în special lui Bradu, care este liantul între defensivă și atac. Centrare către Nechifor, care a reușit să lovească mingea, însă nu foarte puternic cum și-a dorit. Out, out, e bine că s-au grăbit și ei. Dragomir execută, aruncă către Nechifor. Aoleu, noi batem mai. Domn arbitru invers. O hage în cel care a pus talpa. Șandru către Matei. Matei către Alexandrescu. Alexandrescu mai departe către Vlad. Cred că un motiv pentru care suntem foarte ușor prinși în defensivă greșit este faptul că suntem foarte sus în teren. Iar de cele mai multe ori fundașii sunt expuși, în special cei din lateral, pentru că mijlocașii de bandă urcă foarte mult și atunci... Nu știu, din ce am văzut până acum, chiar dacă nu par, eu zic că ne domină fizic și lucrul ăsta într-adevăr... Și fizic sunt mult mai, mult mai înalți, în special la mijloc și în apărare, dar dacă ne uităm la flancul drept al nostru, o să vedem acolo că mereu numărul lor 7 este... în posibilitate de 1 la 1 cu Dragomir. Dumitrescu, Florică, Dumitrescu, Despa, hai să scoatem mingea de acolo, Dumitrescu. Frumos, frumos am ieșit de acolo. Nichi se luptă cu... Bradu, mai departe către Ghineț, s-a retras și Alexandru, urcă Dragomir, Ghineț ține de minge, pasă în centru către Dumitrescu, înapoi către Gogan, Bradu, Nechifor primul. Despa ajunge primul, scoate ciuntul și excelent, Dumitrescu, preluare. Acum trebuie să fim atenți, dar gazdele preferă să liniștească jocul. Da, Vlad, Alexandrescu. Din nou, uite de acum la flancul nostru stâng. Primește, e liber în centru. Matei. Petcu. Centrarea lui Vlad, respinge, îmi lasă mingea să cadă, Brad. Da. Nu, cred că e o lipsă de comunicare între jucătorii noștri, între apărătorii noștri, pentru că de fiecare dată atacurile progresului ne pun probleme. Luca aruncă spre Nechifor, recuperează Gogan. Ohaci pasă puțin în urmă, Șandru recuperează, Pacionel în centru, Alexandrescu, Alexandru, Șandru, Petcu, Purice, Vlad,
Paciunel cere în centru, primește o haci mai departe cu Vlad. Este Ignat acolo bine care Ignat, respinge. Sigur, sigur că da. Șandru își face culoar, se șuteze, nu. Corner, nu. Nu reușim să ne organizăm, și de fiecare dată progresul pune presiune pe noi. Lovitură de colț executată de Paciunel. Matei și Andru, jucătorilor cel mai înalt, sunt în centru apărării noastre, vârful Ion. Către Șandru s-a îndreptat mingea, respinge Ignat. Purice. Nu recuperăm. Vlad în luptă cu Despa. Lasă Despa. De ce oare lasă? Pasă în adâncime. Din nou surprins mijlocașii da. Noștri centrali. Corner. Ignat închide foarte bine. Dar din nou mijlocașii noștri centrali, ambii mijlocași centrali sunt depășiți la această fază. Corner. Ohaci șutează și este 1-0. Ohaci șutează de la 14 metri. Margarit n-avea posibilitatea să vadă această mici. Păcat, ceea ce era cronica unei morți anunțate. Cronica unui gol anunțat, parafrazând această celebră carte. Păcat, începusem bine, chiar am început bine. Haideți, băieți, că se poate, o luăm de la capăt. Ignat. De ce se complică? Florică. Lungă pentru Nechifor. Primește Despa. Despa cu mâna, da? Mingea sare ciudat din... Da, din acest sintetic și de asta e adevărat, însă Despa a forțat mâna pentru a face această preluare. E foarte adevărat, dar problemele pe care echipa noastră le-a avut nu le putem raporta doar la gazon. Bogan, Bradu, între trei, de ce alege, da, de ce alege varianta cea mai complicată? Paciunel pasă către Alexandru, respinge Bradomir, Matei. Ciuntoș, Alexandrescu, Purice. Cât de simplu începe construcția, Paciunel? Cât de simplu începe construcția cu noi care doar îi tatonăm. Ohaci, Șandru, Paciunel, Ohaci în spatele noastră, Ion, vârful iese la primire, Alexandru pasă într-o zonă liberă unde e Ohaci. Scoate Ignat din nou. Da, din nou în spatele mijlocașilor noștri. Alexandru își face preluarea prea lungă. Construcția progresului începe din careul lor, iar noi nu facem altceva decât să tatonăm. Nu suntem capabili să urcăm pressing-ul pe la recuperarea mingei, doar îi admirăm cum pasează și de acolo, bineînțeles că atacurile pe flancurile terenului devin foarte periculoase. Uitați cât de repede au recuperat. Purice, Vlad, Ion, centrare către Alexandru, care bineînțeles primește, scoate către Petcu, dar Bradu este acolo. Șandru. Șut. Deci o fază care nu face altceva decât să sublinieze ce v-am spus. Șandru, un 1-2 scurt cu Petcu, are timp să-și pregătească pașii și șutează. Vlad. Recuperăm. Despa. Gogan, Catrici,
Ghineț, Radu, care are foarte suscape, inteligent, Radu. Și un cartonaș galben pentru Purice. Catrici, Florica, Pet cu H și uitați că chiar am crezut dacă le ieșea și de data asta anume. Lu urcă Florica, l-așteaptă pe Despa, primește Despa. Se descurcă bine Despa, pasă în centru pentru Dumitrescu. Ah, lovitură de coș. La un pas ca să reușească să se întoarcă, să șuteze Dumitrescu. Despa a fost cel mai periculos jucător al nostru. Da, dar doar când e în posesia mingii, din nefericire. Lovitură de colț. Iese Ghinez la primire. Asta era schema. Era schema, Ghinez. Da. Ghinez a plecat prea târziu, iar adversarul l-a citit. Despa, Florică, Gogan, Catrici. Furice către Ion, un vârf foarte mobil din centrul terenului, tot timpul se demarcă, numai că a simțit partea noastră slabă, se demarcă tot timpul în dreapta direcției lor de atac și creează superioritate acolo unde Florica e din nefericire singur, iar s-e prins tot timpul în câte trei. Out din nou Florica, Gogan, Ignat, Catrici, Gogan. De ce oare, de ce să-l băgăm în ședință pe Gogan să vedem dacă poate? Dragomir a cerut mingea cu 30 de secunde insistent. Da, se arată o poziție de offside. Nu știu cât e de adevărată, pentru că Nechiforir urcase odată cu linia progresistă. Nu mai contează. Matei este cel care va executa. Către Alexandru, a câta oară liber, de ce oare, în luptă cu Dragomir, reușește Dragomir. Trimite mingea în corner, lovitură de colț. Pacionel primește scurt, centrarea lui Pacionel pe colțul lung. Despa. Ohaci. Ohaci. Când spune că echipa noastră pare a fi îngândurată? Nu știu dacă e, dar eu chiar sunt, m-am oprit să nu, pare să fi nu spun din nou vreo prostie. Băieții noștri? Da. Ignat către Catrici, aceleași pase, Mărgărit. Mijlocașii noștri central, după cum observă, au oameni pe ei. Este practic imposibil și niciunul dintre ei nu vrea să cape. Rămân în marcajul făcut de adversari. Și atunci sunt forțați să ducă în benzi unde, din nou, adversarii sunt primi. Sunt... Partea interesantă a jocului gazelor este această combinație, aceste combinații rapide cu schimbări ale direcției. Ignat către Nechifor, care primește mingea. Pacionel din nou singur. Mijlocașilor centrali Petcu și Pacionel primesc tot timpul.
nu jucat și noștri central niciodată. Dumitrescu, Despa. Despa reușește, pasă înapoi și este gol! Ghinez, bun, excelent, ce a însemnat curaj. Ce a însemnat să aibă curaj Despa să se descotorosească de adversarul direct. Cred că este la al treilea dribbling în margine pentru Despa. O scurtă accelerare în banda stângă, acolo un pas înapoi și Ghineț a venit perfect. Ne-a mai venit sufletul la loc. Frumoasă incursiunea lui Despa. A venit la prima bară Nichi, trăgând om după el, iar din spate a venit numărul 9, numărul 11, care a scris foarte frumos sub bară. Poate că ne trezim și noi. Minutul 33, minutul renașterii noastre. Purice în centru, Ohaci, Ion primește cu spatele, recuperăm prin Goganda, pierdem foarte repede, Purice, Ohaci către Purice, respinge Margarita, extraordinar. Olo, faul domnul arbitru! Lasă-l care galben, nu îl da și pe al doilea ca să nu stricăm jocul. După aia câștigăm și o să spună că sunt în inferioritate. Prea ușor din nou gazele, no, da. Ajung la, în situația de a marca. Să spunem că pe fond de euforie al jucătorilor noștri încă nu își reveniseră după golul marcat. Din nou recuperare, repet, cu Ohaci, corner, brad. Purice este jucătorul accidentat. Avem timp să facem o radiografie a celor 35 de pierdem minute. Pierdem prea ușor și suntem de dezorganizați. Asta este prima impresie. Le dăm foarte repede posibilitatea de a face tranziția de apărare pe atac și ne prind întotdeauna descoperiți. Mijlocașii noștri sunt ori prea sus, ori prea jos. Mijlocașii centrali, în momentul în care suntem în posesia mingei, nu reușesc să scape din marcaj. Suntem obligați să jucăm peste linia noastră de mijloc. Un joc care nu ne este caracteristic. Sau ne întoarcem la metehnile noastre de a plimba pe linia de apărare. Da, jucăm scurt, jucăm aproape, iar cu analiza pe care tocmai ai făcut-o, ajungem în momentele astea în care adversarii recuperează foarte ușor mingea și își creează oportunități de a marca. Lovitură de curs, Alexandru e cel care execută, centrare, Margarit ezită. Recuperăm prin Chifore, cel care recuperează, urcă, pasă greșită din nefericire. Pacionel către Ion. Ion în dribling, îl scoate pe Catriș din joc. Șandru, fundașul lateral, ajunge în poziție de atacant. Scoatem din nou. Vlad, centrare. Luca se retrage. Corner. Doamne, prin ce trecem. Lovitură de colț de pe partea dreaptă în direcția de atac a Progresului, execută Petcu. Centrare. Gogan respinge mingea în afara terenului de joc. Despa, du-te la locul tău!
Șandru aruncă de la margine către Ion. Bine, Catrici. Asta, Catrici. Arată-i, Catrici, cine e un pic șef acolo. Bogdan! Pui-te! Lixandru către Pacionel. Din nou nu stăm bine. Primește în centru terenului Dumitrescu, Bradu, Ignat, Gogan, Catrici, Dragomir, Ghineț. Aia e, Bradu, așa, tată. Recuperare extraordinară. Nechifor în luptă cu Matei. Scoate în teren, în afara terenului de joc. Foarte bine, out. Într-un minut, Bradu a reușit să facă două recuperări foarte importante. Ghineț greșește, Ghineț greșește. Gogan recuperează doar pentru moment. Luca. Fault. Fault făcut de Luca, un fault inteligent acolo. Un fault tactic bun, dar să fiu sincer, amândoi puseseră piciorul, mingea a trecut printre ei. Șandru urcă, nimeni. Din nou prea ușor. Alexandru, centrare în mijlocul careului, respinge Catrici de acolo. Nu, Șandru, un fundaj lateral care cu mingea la piciorul că 30 de metri. E de domeniu. Da, pentru că Ghineț se retrage foarte greu, iar Dragomir este expus constant. Lovitură de colț executată de Alexandru. Lovitură de cap al lui Matei, din nou Alexandru. Recuperăm prin Nechifor Dragomir. Out. Matei, cel mai înalt jucător de pe teren, lovește mingea cu capul din mijlocul fundașilor noștri centrali. Out. Ion primește. Degajează Luca, Luca și ne permite nimeni, un moment da, să da, către nimeni. Ciontoș. Pe partea noastră dreaptă sunt doi jucători. Matei, jucătorul care mai devreme a fost foarte aproape de gol. Fundașul lor central a avansat 10 metri cu mingea la picior. Nestingherit. Petcu, Vlad, Petcu, Purice, Șandru, Ion, Alexandru. Excelent, Margarit. Din nou Margarit. A câta oară Margarit? Haide să ne organizăm un pic. Din nou Matei lovește mingea cu cap. Șandru care... Să spunem doar că e fundaș. Rămânem la... E fundaș. E bine pentru noi că Șandru e fundaș. Degajare lungă a lui Mărgărit către Despa. Despa care a schimbat partea. Da. Hai Despa, hai Despa. Excelent. Și-o face pe șut, șutează pe lângă poartă. Păcat. Păcat. Păcat, e bine păcat, pentru jucătorii noștri să aibă bine, încredere, dar de câteodată încrederea... Suntem 3 contra 3, 3 contra 3 și preferăm să jucăm, așa. În fine. Din nou avansează 15 metri cu mingea la picior fundașul central. Florică, Ignat, Catrici. Gogan din nou cu om pe el, în sfârșit reușim, mingea ajunge la Florică pe partea stângă, încercăm să urcăm, nu urcăm, înapoi Gogan, înapoi Ignat, Gogan, Ignat, Ignat în adâncime, Despa, Bradu, Florică, către Nechifor care se bate, trebuie să scoată ceva, Hainichi,
Și totuși ies, și totuși ies, și totuși ies. Un pressing, încercăm un pressing, Bradu, Dumitrescu. Hei, mingea, da, indirectă, păi ce facem, domnul arbitru? Da, te cerem scuze, mai suntem câteodată și suporteri. Mai mereu. Mai mereu, da. Suporteri mai mereu. Avem o lovitură liberă. Jucătorii noștri sunt încurajați de către un suporter care a venit să își arate dragostea față de echipă și au început să fredoneze cântece rapidist. Catrici a plecat, Ignat a plecat, a rămas Despa. Cine va trage? Radu, Ghineț. Ghineț a făcut un descântec mingii, un semn cu piciorul asupra mingii. Da, e mingea care va intra în plasă, de asta. E mingea care va intra în plasă. Despa șutează. Ghineț! Bună! Cât de bine a controlat Ghineț acolo. Din nou, rodul unei acțiuni individuale și nu a unei acțiuni colective, din păcate. De data asta am urcat în pressing. Alexandru, Șandru, ies, recuperează Gogan. Recuperează Gogan. Fluierase. Meciul a fost întâi. Ceartă între suporterii gazdelor care doresc sau nu doresc încasarea unui galben pentru jucătorul nostru. Matei, Pacionel, Alexandrescu. Din nou, Petcu, cât de pasiv este Gogan. Vlad, incredibil, din nou au ajuns în 30 de metri la noi din 4 pase, incredibil. Petcu, Pacionel, Șandru către Vlad. Vlad primește în interiorul careului, de la atacă din spate, Luca scoate către Purice. Purice pe lângă poartă. Da. Cel puțin un minut prelungire. Arată arbitru. Margarita pregătește să degajeze. Dumitrescu, Bradu recuperează. Din nou degajare lungă jucătorilor gazdă. Gogan, Dumitrescu, Luca. Out. Aruncare de la margine pentru Progresul. Vlad e cel care execută. A bătut din interiorul terenului. Vom repune noi. Florică aruncă spre Nichi. Nichi, Florică, pierdem, dar gata, flărul final al primei reprize, o repriză din fericire care se termină la egalitate, din nefericire care ne ridică multe semne de întrebare. Sperăm la o repriză a doua mai bună. Revenim.
Am revenit pe terenul din șoseaua Giurgiului la meciul dintre Progresul Spartac și Rapid București. Scorul este 1-1. Începe repriza a doua. N-am observat schimbări în cele două formații, așa că vom da citire primelor 11. Progres în poartă Ciontoș. Numărul 2 Vlad, numărul 4 Alexandrescu, numărul 25 Matei, numărul 33 Șandru, numărul 7 Alexandru, numărul 6 Purice, numărul 8 Petcu, numărul 20 Ohaș, numărul 27 Pacionel, numărul 9 Ion Mihai. Băieții noștri sunt următorii: Margarit în poartă, Dragomir, Catrici, Ignat și Florică în apărare. Stai să urmărim, observim, această fază. Respinge Ghinez, respinge Margarit, bine. Out. Continuăm să urmărim. Respinge Bradu de acolo, poate că luăm un respiro. Șut al lui Vlad. Da. Fault în atac. Fault în atac. Foarte bine Margarit. Revine. În poartă Margarit, Dragomir, Catrici, Ignat, Bradu, Ghineț, Dumitrescu, Georgescu, Gogan, Florică și Despa. Nici o schimbare. Să vedem impactul discursului antrenorului nostru la pauză. Cum crezi că se va desfășura a doua repriză? După cum a început, mi-e teamă că vom păstra același registru, în sensul în care vor reuși să urce foarte ușor între liniile noastre și cam fiecare atac al lor așezat să fie ocazie. Am avut acum un minut un reflex extraordinar al lui Margarit. Acum Ion reușește să îl depășească pe Catrici, pasă către Petcu. Petcu driblează. Da, bine că mai greșesc și eu. Bine că mai greșesc și eu. Opa, vedem o schimbare. Totuși o schimbare avem. În locul lui Florică a intrat numărul 94 Nae. Trebuie să fim mai atenți, ne facem mea culpa. O haci s-a lovit de bară. Sperăm să nu fie ceva grav. Mă, cum merge la, zici că merge la coman arbitru. Mă, mâncați așa toamea asta, dacă nu. Eu am văzut de aici că s-a accidentat. Nu faci un sprint până acolo. Strigă-mă, Vlad, mă, pe cuțiu. Acolo, mai ne vreau, mai ne vreau. Uite, că ține ce, dacă trebuie de tine, o lași. Aruncare de la margine pentru noi. Se pregătește să o execute Nae, nou intrat. Aruncă slab, recuperează Progresul, Pacionel către Șandru. Șandru către Matei, Matei în adâncime către Vlad. Vlad primește în interiorul carelui, centrare către nimeni, sper. No, recuperează Ion, îl lăsăm să recupereze, așteptăm să iasă mingea, centrare al Alexandru. Și din nou de bandadă, de bandadă, de bandadă. Margarit se pregătește să repună mingea în joc. Degajare. Despa primește, pasă către Nae. Recuperează Bradu. A câta oară recuperează Bradu? Pasă către Margarit. Margarit. Degajare lungă. Hai,
out pentru noi. Petcu a trimis mingea în afara terenului de joc. Naie către Dumitrescu, păcat mingea grea. Vlad se pregătește să arunce către Pacionel. Acesta Matei recuperează din nou, bradul excelent, Ghineț, static. Vlad, Petcu, pasă la mea. Recuperăm prin Ignat. Haideți să grăbim un pic jocul. Ignat, bradul, Margarit. Naie, preluare. Vlad, Purice, Matei, Șandru, Alexandru. Ohaș, Alexandru din nou le iese un 2 printre 3 jucători de-ai noștri. Lovitură de colț. Ușor, foarte ușor, foarte ușor. Stai copii, mai atenți. Da, foarte ușor ajung în poziții favorabile, foarte ușor. Lovitură de colț. Gogan respinge, Dumitrescu pleacă pe contraatac, pasă către Despa pe partea dreaptă, spate, în direcția noastră de atac. Preluare, pierde un tempo și în sfârșit avem o lovitură de la margine, avem un out în favoarea noastră. Dragomir se pregătește să execute. Către Nichi, scoate Catrici, Ignat, Naie, Despa, Naie, Ion, Petcu, Pohaci, Catrici respinge. Bradu, Cătrin, Dragomir, Ghineț Piet. Haide, Despa! Nu puteam greși partea, să faci ceva la tine! Haide, apoi! Despa! Haide-te dus! Gogan, Bradu, Gogan, Ignat. Despa, larg! La Despa! Catrici. Ghineț primește cu spate. E slab, foarte, foarte ușor pierde mingile. Petcu, Vlad. Vlad un adâncime către Pacionel. Pacionel întoarce mingea. Ignat reușește să-l blocheze, să degajeze. Mingea în out. Vlad, Purice, Vlad din nou, Șandru, Alexandru, Pacionel în diagonală către Vlad. Repunem din colțul care o de 6 metri. Ignat, mijlocași noștri central din nou sunt blocați. Nechifor pe spate către Despa, out. Naia aruncă de la margine pentru Nechifor, care reușește să se întoarcă și șutează! Ciuntu își prinde, frumoasă fază, frumoasă întoarcere lui Nichi.
a tot căutat Nichi genul ăsta de fază. Nichi pare genul de jucător care îi place să lupte. Bradu din nou nu recuperează. Da, Dumitrescu. Dar nu are cu cine să joace. Dragomir. Iar când jucăm, par adversarii mult mai proaspeți. Alexandru Ohaci, Ohaci șutează. Te spingem în corner prin Catrici. Hai copii, haide! Că ce face simte! Oricum, este un ritm foarte bun de joc. Meciul e plăcut pentru privitori și pentru cei care au venit să vadă un meci de fotbal. Lovitură de colț în doi timp prinde Mărgărit, mingea trimisă de către vârful de atac Ion. Nu are efectiv, nu are cui transmite mingea, degajare lungă peste linia de mijloc, Dumitrescu către Ghinez, Ghinez întârzie. Dar pentru că nu este, este informat, pierde mingea. Ion, Alexandru. Alexandru are timp, se gândește, vine în sfârșit Ghinez din spate. A fost faul. A fost. Hai, sorbete, cum se pare a doua repriză? Nu vreau să mă pronunț, să aștept sfârșitul meciului, că încă sper. Mi se pare că este în nota primei reprize, dar... Offside Matei, da, offside Matei, avea jumătate de metru. Din nou pe periculoși la fazele fixe, lăsăm mingea să cadă. Schimbare în echipa noastră, iese Dragomir și intră Culda. Aveam nevoie de Culda în flancul drept. Culda este un jucător foarte rapid, care cred că va influența jocul nostru. Mic de statură, bătăios, rapid, tehnic. Să vedem cum se va adapta. Schimbare și la Progresul, este numărul 8, Petcu, cel care a și ratat lovitura de la 11 metri. Stai înlocuit de numărul 14, Radu Eduard. Radu la prima atingere de balon, pasă în adâncime către Ion, îl recuperăm. Vlad cu Dumitrescu în luptă, bine Dumitrescu, așa tata, așa dominăm și noi fizic. Fault este adevărat, dar trebuie să știe cine e șef. Alexandrescu, Purice. Pacionel, Matei, pasă în adâncime către Alexandru, nou intrat Culda, nu este încă în ritm, pasă înapoi, șut pe lângă poartă. Da, este greu pentru Culda să reușească, observăm și trească atacurile, când mai el când sunt aerine și sunt în viteză. Da, din nou... Stau foarte sus. Au văzut că gazele. Au văzut că există posibilitatea de a câștiga și de a marca. Le-au introdus pe Radu al doilea vârf lângă Ion. Aruncare de la margine, se pregătește să execute Vlad pentru echipa Progresul. Alexandru vine și primește mingea, se întoarce între trei jucători, reușim prin Dumitrescu recuperarea. Dumitrescu din nou pasă către Ghineț,
Șandru, Matei, recuperăm prin Culda, Bradu, sperăm să nu fie nimic complicat la Bradu. Da, Ciupit un pic, e tânăr. A scos un sunet de disperare, așa, am avut senzația că este ceva mai periculos, dar totul pare în regulă. Ghinez lângă balon. Spre face Culda, parte din arsenalul jucătorului din zilele de astăzi. Alexandru Ion primește, Gogan nu poate ceda acolo. Hai, Patrick Ion, pasă către Radu, nu a intrat. E o diferență vizibilă de gabarit între jucătorii celor două formații. Cred că de cred că este prima degajare a lui Morgărit. Bună degajare, Nichi, peste Despa. Ciontoș prinde. Blocat, împins, ținut. Este greu să primească ceva în zona respectivă. Degajare, Ignat. Cred că ăsta e jocul nostru, ar trebui să fim mai direct, să dărim peste aceste... Trebuie să construcția de jos. Culda, talpă al lui Alexandru mi s-a părut, da, și arbitru e de aceeași părere cu noi, mulțumim, domn arbitru. Catrici către Ignat, Ignat către Naie. Naie are culoar liber, urcă. Vedem pe Naie, care pierde. Este Vlad, pleacă. Naie. Din nou Naie, își recuperează greșeala, dar... Orice, Pacionel, recuperăm prin Ghinez, Pacionel din nou primește, intră cu Ion. Se bate acolo Nichi. Naie respinge. Bradu are granule pe față. Către... Purice trece prin trei adversari și Alexandrescu primește din nou pasă în adâncime către... Sper că Ignat controlează bine mingea, degajează Despa, Nichi. Schimbarea în echipa noastră, intră Nițu în locul lui Ghinez. Cum se pare această schimbare? Adrian Nițu, un jucător care în urmă cu ceva vreme a cochetat și cu echipa mare. Din păcate, fizicul e cel care l-a ținut pe loc. Sperăm, un copil foarte serios și talentat. Are vârsta la care putem să... L-așteptăm să crească, să vină din urmă și să devină o promisiune pentru echipa mare. Să-l vedem pe Nițu la joc. De unde? Da, cu întârziere a flărat arbitru. Faza. Pacionel primește, Purice. Out. Alexandru, Șandru. Aruncăm de la margine prin Culda. Nițu la prima atingere. Nichi se luptă acolo cu Dumitrescu.
Matei degajează fără o țintă precisă, dar noi din nou nu putem să controlăm nici. Radu în adâncime, offside, Ion, offside. Prea ușor recuperează pe respingerea noastră cei de la Progresul. Aceleași probleme pe care le avem pe construcție, când mingea este în posesia fundașilor centrali, niciunul dintre mijlocași nu se poate debarasa de către adversar să vină să primească minge. Despa de data asta ține mult de minge, Naie întoarce în Ignat, din nou aceeași problemă, niciun mijlocaș, minge în diagonală către Nițu. Nechifor, preluare bună. Hai, Naie. Fault. Da, și un cartonaș galben pentru Dumitrescu, pentru ținere. Acum că e de lasă! Atât linie, haide! Alexandrescu către Matei Șandru. Mingea lungă către Alexandru, reușim prin Culda să recuperăm, out. Șandru Ohaci primește. Șandru Catrici, bine Catrici. Șandru aruncă de la margine, Purice primește mingea, își face preluare, Ion, din nou Purice, pasă un pic în spate, Naie lasă mingea să cadă, Catrici respinge. Nițu, Pacionel, recuperăm prin Naie și urcăm, acum e momentul nostru, Naie, e momentul nostru, Naie. Vlad, pasă către Alexandru, este gol, 2-1. Situația noastră de contraatac. Cât de simplu este fotbal. Naie încearcă să dea mingea printre picioare adversarului într-o poziție clară de contraatac pentru noi. Adversarii recuperează și pe contrânscrip. Da, oricum golul este meritat fără discuție, prestația echipei Progresul este net superioară. Asta nu înseamnă că nu putem și nu putem să ne dorim mai mult. Din Dar păcate, este frustrant pentru că am primit un gol pe o greșeală în care puteam noi să înscriem. Dumitrescu, Nițu, Culda urcă în bandă. Culda se luptă cu Sandro. Da. Minutul 68. Păcat. Din nou ieșim și mijlocașul lor central primește liber, se întoarce, urcă 30 de metri, incredibil. Catrici către Culda, înconjurat de trei adversari, Catrici în ședință, reușește să scoată mingea de acolo, Dumitrescu, Gogan. Dumitrescu, Nechifor, Șandru va arunca de la margine, Gogan acuză ceva probleme, arbitru Hai, să ne relaxăm.
se resimte după accidentarea din meciul cu Balotești Gogan și cred că va fi înlocuit. Bă, da, un telefon, nu mai cu de-astea sparte, nu mai cu părturi și cu ce să dă-i părturi pe ăla? Așteptăm să vedem, da, așteptăm să vedem schimbarea. Îl vedem pe Ioniță la marginea terenului. Ioniță și Iordache. Da. Ioniță și Iordache, cei înlocuiți? Gogan și Despa e cel care este, da. Ioniță pentru Despa și Iordache pentru Gogan. S-a făcut și o modificare, am schimbat Nițu, a venit în flancul stâng. Dar Dumitrescu am văzut că s-a lăsat în dreapta, Iordache în centru. Ignat către Naie. Naie pasă în adâncime către Nichi. Nichi o lasă pentru Ioniță, dar nu... Repunem de pe linia de 6 metri prin Mărgărit, dincolo de jumătatea terenului. Nițu reușește, Naie către Ioniță, din nou Nițu pentru Nechifor. Am început să punem, da, un pic de presiune, da. Cred că... Ioniță reușește să-l blocheze pe Șandru. Din punct de vedere fizic, gazdele nu mai sunt la același nivel ca în prima repriză și începutul repriză secunde. Problema e că nu am fost noi la nivelul lor, nu mai contează nivelul gazdelor. Din nefericire. Da, să sperăm că schimbările din ultimele minute vor aduce... Vor produce efect și în jocul nostru, dar și pe tabelă. Cuda, Ioniță. Da. Aud pentru noi. Naie coboară Nițu. Primește nou intrat Iordache. Catrici, Culda. Incredibil. Recuperează același Alexandru, coșmarul nostru astăzi. Naie, Ignat, Catrici, în centru pentru Iordache, Iordache, Naie, din nou Iordache. Ce pasă greșită Iordache, suntem prinși. Ion în luptă cu fundașii noștri central. Ion șutează peste poartă. Bine, bă, băiete!
Din nou greșeli individuale. Dar sunt copii, cred că ar trebui să avem răbdare cu ei, să le oferim încredere și pot fi meciuri în care, din diverse motive, jocul individual să nu strălucească. Pentru că sunt pase simple greșite, sunt greșeli elementare, dar cu toate astea avem încredere în juniorii noștri, avem încredere că pot să progreseze, iar jocul nostru nu a arătat bine astăzi, însă sunt mulți factori pe care trebuie să-i luăm în seamă atunci când facem analiza. Noi susținem și suntem alături de ei. Naie către Nechifor, primește cu spatele, Naie din nou, Naie, centrarea lui Naie pe colțul lung, nu e nimeni acolo. Putem observa jocul preferat al lui Nichi, încearcă sau caută dueluri corp la corp cu adversarii, preia mingea, încearcă să o distribuie stânga de Da, oricum surprizător pentru mine. Mă așteptam mai mult de la Catri și de la Ignat în duelile 1 contra 1. Vreau să spun că Nechifor a fost chiar o surpriză plăcută. S-a luptat mult cu fundașii centrali progresiști și ăsta e un plus în dreptul lui. Cred că e singurul plus și singurul jucător care poate avea un plus. Mai este și Power Taro, care se descurca foarte bine. Bine, Mărgărit, nu, nu avem ce să-i reproșăm lui Mărgărit. Mă referam strict la jucătorii din teren. Același Nichi reușește să se întoarcă din nou. Reușesc cumva să scoată mingea de acolo, dar Ignat vine de... Nu trage din cameraman. Colegul nostru cameraman era să fie lovit, de fapt i s-a oferit o centrare la cap, din păcate el a preferat să facă stop pe piept. Revenim la joc. Bradu, Naie foarte prezent în joc. Foarte prezent în joc. Dumitrescu. Din nou Naie. Așteaptă mingea, Naie. Așteaptă mingea și Vlad urcă. Naie s-a întors la fix. A reușit să-l blocheze într-un fel sau altul. Purice. De gazoara lui Ciontoș către Radu, reușește Catrici. Iordache nu pune mingea jos, de ce oare? De ce oare? Bine, ne avanță, bravo! N-a fost bine! Mingea în teren! Deci a văzut aici că ai dat mingea și pe aia. N-ai putut cu ea. Matei execută această lovitură. Din nou Alexandru primește, dar de data asta Coldea este atent. Pacionel. Matei schimbă partea Matei pentru Vlad. Naie. Iordache. Ignat. Calm Ignat pentru Nițu. Nițu încearcă din prima către Ioniță. Două schimbări la gazde. Numărul 21 și numărul 15, numărul 21 Andrei Matei și numărul 15 Dumitru Mario. Vor înlocui pe Purice și pe Ion Mihai. Veteranii gazdelor lasă locul unor copii. Să vedem cum se va schimba jocul după aceste două schimbări. Minutul 79 cu întreruperea de la accidentarea lui Gogan, probabil 3-4 minute prelungire. Partea interesantă este că Lisandru nocturna a gazdelor a venit pe partea a încetat să mai lumineze. Radu, Vlad,
Pacionel, Șandru. Nu a intrat Dumitru, din nou către Șandru. Șandru centrare. Mingea a depășit suprafața de joc. Jucăm din prima, încercăm să jucăm rapid, în flancul drept, Culda, Culda către Ignat. Ignat în centru, Nițu, Nițu către Nichi frumos, Forfine. Nichi din nou, corp la primire, corp. Da. Mingea ajunge la Naie, către Ioniță, Ioniță din nou către Nichi, care încearcă să-și facă loc. Da, e. A reușit. Trecem la capitolul reușite. Nou intrat Dumitru. Pacionel. E bine întâmpinat de Bradu, Bradu acolo, recuperează Iordache. Iordache către Naie. Naie urcă. Nimeni la primire. Naie înapoi către Ignat. Catrici. Încercăm să-i desfacem. Bradu, Iordache. Din prima, foarte frumos. Culda, hai Culda. Ăsta e jocul nostru. Abia acum am început să jucăm. Bradu, Culda. Centrare Culda pentru Nițu, care urmește Ciontoș, iese și prinde. Spectaculos. Hai băieți, hai că se poate. Degajarea lui Cionta, offside. Offside, Radu, hai băieți, hai să ne sunăm repede, atenți. Catrici către Dumitrescu. Dumitrescu preia, se întoarce. Dumitrescu din nou, are nevoie de mai multe atingeri. Catrici. Andrei nou intrat în teren. Ignat. Bradu. Alexandru. Alexandru pasă la adâncime către o lasă să cadă. Catrici la recuperează foarte bine. Și-a recuperat greșeala, incredibil, să lași mingea să cadă între tine și atacant. Dumitrescu. Culda. Centrare. Out. Aruncăm de la margine prin Culda. Către Bradu, Nichi, preluare, out. Ar fi fost interesant un corner acum, dar asta e, ne mulțumim și cu un out. Să vedem dacă Culda va reuși să arunce mai lung. Își face loc Nichi acolo, vine Nichi la primire, tot el primește. Înapoi Culda, Dumitrescu. Trebuie să scoate mingea de acolo. Ignat. Ignat către Naie, Naie are spațiu. Iordache pierde mingea. Nu era cazul unui galben. La insistențele asistentului de pe partea dreaptă, arbitru de centru a acordat și cartonașul galben. Matei, din nou ne-a atenția Alexandru, băieților noștri. Trece de Nițu ușor. Naie reușește să-l bucheze. Excelent a fost Naie la această fază în teren. Minutul 84. Da, Matei.
Radu. Radu este foarte frumos, controlează mingea, pasează către Nichi. Nichi este secerat. Lasă să execute. Catrici, Dumitrescu, Catrici, Ignat, Nițu, Iordache, Nițu. Nițu, în adâncime. Ce pentru Ioniță, 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 Ioniță! Ioniță! Reușește să dribleze și portarul, dar șutează paralel cu poarta. Foarte frumoasă, foarte frumoasă faza băieților noștri. Iordache, Ignat, Ignat, Nițu. Un fault. Minutele de final ne aparțin. Sperăm să se concretizeze și fundul. Da, avem speranța asta și avem și șansa asta, de ce nu? O lovitură liberă pe care o execută Catrici. Nici nu știu, putea să dă la poartă, că n-a dat afară. Dacă nu știu, bă, că-s mici. Abar n-a ce înseamnă fotbal. Să vedem Catrici. Șutează în zid. Dumitrescu ridică mingea. Degajare în disperare de cauză a jucătorilor progresiști. Margarit către Nae. Alexandru, Alexandrescu, Alexandru. Vlad Alexandrescu. Ohaci, Ohaci, Ohaci. Dar Ignat se bate acolo. Vine și intervine și Nae, Bradu. Dumitrescu. Ioniță, bine desface. Să vedem dacă o mai prinde. Culda nu o mai prinde, este alt. Ignat ne arată o mostră de dăruire și luptă. S-a mutat jocul către poarta gazelor, dar acum revedem, vedem o fază interesantă. Iese, ridică mingea peste și gol Andrei, dar nu intră la un. Deci o fază cât la de care drept este fotbalul. Da, o fază lucrată de noi intrați, Dumitru și Andrei. În timp ce noi avem 3 minute, 5 minute de stat în terenul lor și nu reușim să conlucrăm. Tocmai asta, tocmai să spuneam, că mi s-a părut că terenul s-a balansat către poarta lor, dar greșelile simple în jocul nostru par să ne fi costat. Două goluri, ceea cel puțin. Suntem în minutul 88. M-a întrebat la pauză ce cred. Am să spun acum la final că bănuiesc că greu se mai poate întâmpla ceva. Uite, din nou da. Fază simplă. Cred că este de la, iartă-mă, cred că este de la gazon. Altfel nu-mi explic jocul atât de lent, greșeli evidente. Nu mi s-a părut că ar fi mai maturi, mai în vârstă ca noi, mă refer, însă ne-au depășit prin vitalitate, prin forță fizică, prin dăruire, n-au, deci, și prin tactică. Nu știu dacă e prin tactică, tactica, dar asta mult mai bine ca noi în momentele cheie. Da. Aceste trei caracteristici sunt cele care au decis meciul. Forță fizică, dăruire, viteză. Nu, n-am putut să le facem față. Niciodată, pe parcursul acestui meci, nu s-a pus problema câștigătorului. Pentru mine ăsta e lucrul cel mai dur. Faptul că n-am avut niciodată senzația că am putea câștiga acest meci.
Minge în adâncime pentru Nițu. Ioniță luptă acolo, Nechifor, Ioniță, șut, bun șut lui Ioniță, blocat, din nou Ioniță, degajare. Ignat, Ignat iese frumos. Ignat, Dumitrescu pentru Culda. Culda intră în careu, întoarce către Bradu. Aoleu, da. Frumos. Frumos să facă băieților noștri. Asta e oarecum o replică, pentru că putem și noi avem 4 minute de prelungire, minim 4 minute de prelungire. Sperăm să mai avem lumină. Această fază ne-a demonstrat că totuși am putem. Atunci când avem pretenții de la jucătorii noștri, sunt pretenții îndreptățite. Și totuși putem. De ce nu s-a putut azi? Este o altă întrebare. Dar nu cred că ar trebui să fim supărați sau nu suntem. Să punem presiune pe băieți. Sunt totuși niște copii, iar astăzi asta a fost un meci mai puțin reușit. Pentru ei este un spațiu de creștere. O să vedem la următorul meci. Faultează în echipă, da. Dar dacă ar fi să remarci un jucător astăzi? De la noi, exceptându-l pe Mărgărit, care efectiv și-a făcut datoria și a limitat pe cât a putut scorul, celălalt ar fi Nechifor. Și Nechifor pentru dăruire și pentru faptul că a încercat, s-a bătut efectiv pentru orice minge. Mie personal mi-a plăcut foarte mult Bradu. E un jucător care acoperă o arie destul de mare pe teren. A făcut câteva recuperări foarte bune. E un jucător inteligent, e un jucător de echipă, e un jucător de efort. E un jucător care joacă simplu și înțelege rolul. Da, în rest, mie mi-au plăcut jucătorii noștri. La ușor, mă tribliați! Întoarceți toată lumea! A fost un moment în care, sau meciul e un motiv pentru care ne putem, îi putem urmări și să ne dăm seama dacă au crescut sau nu. Sunt contexte și contexte. Astăzi, probabil, terenul nu le-a dat voie să se exprime și să fie așa cum îi știm. Ce mai trebuie spus este faptul că jucătorii noștri sunt cu 3 ani ca medie sub jucătorii celor de la Progresul, iar asta la acest nivel de vârstă își spune cuvântul. Vlad Andrei către Radu. E mingea lui Mărgărit. Și să nu uităm că nici echipa mare nu a câștigat aici. Vezi, de asta ți-am spus că îmi pare rău că niciodată n-am simțit că am putea câștiga meciul ăsta. Mă bucur că a intrat și Naie în a doua repriză. E un jucător foarte interesant. Da, dar echilibrul s-a rupt în contraatacul nostru, pe care Naie l-a transformat în golul lor. Bine, Bradu. Bradu este excelent. Da. Pare avea și viteză, nu doar inteligență în joc, agresivitate, creativitate. Păcat. A fost un meci interesant, o oportunitate bună pentru ei să crească. La finalul meciului, siguranța antrenorului nostru va trage concluziile corecte pentru ei, iar împreună vor deveni o variantă mai bună a lor. Sperăm ca în meciurile următoare să vedem și o prestație mai bună a jucătorilor noștri și, bineînțeles, o victorie. Ne așteaptă meciuri grele. Vă mulțumim pentru atenție, dragi suporteri rapidiști, și ne pare rău că nu v-am făcut o seară mai plăcută. La revedere!